Când Pache l-a cunoscut pe Protopopescu, planetele tocmai se aliniaseră într-o formulă aproape apocaliptică. Spun aproape, deoarece visul încă nu era scris, iar Cărtărescu începea lecția de patinaj artistic în cartierul de Măroaia, noul sediu la generației DD, adică deduzine. Planetele aveau un fel de minima moralia, un motiv pe care Andrei tocmai îl utiliza cu succes în cel mai tare roman după 100 de ani de singurătate. Și poate din această pricină, lor îi spunea Cristinei: frate, nu-mi vine să cred. Când mă uit la oamenii ăștia cu alură de scritori, îmi vine să-mi bag picioarele. Doar la gândul că ne-am complicat existența cu o chestie meteoritică pe care o alimentez sporadic și cumva indecisă. N-am idee când spui ceea ce spui, zise Cristina, cumva contrariată, cu gândul în altă parte, probabil la concertul monumental din piața universității, la care avea să fie protagonista a doua zi. Însă aș vrea să cred că mântuirea de care vorbești nu-i doar o simplă găselniță poetică, așa cum numai ție ți se întâmplă în ultima vreme de când ai fost nominalizată la premiul ăla căcăcios cu aromă de iarbă proaspăt cosită. În fond și la urma urmei, ce pui mei mai înseamnă în ziua de azi un premiu Nobel? Pache și Protopopescu erau prieteni, așa cum Brutus fusese la vremea respectivă cu Cezar. Și poate, din acest motiv, au lansat manifestul comun: dați Cezarului ce al Cezarului. Pache era singurul descendent din familia segebistă care supraviețuise gulagului din Transbordare, în timp ce Protopopescu era al 12-lea strănepot al dinastiei ruse din Giurgiu. Pache și Protopopescu și-au creat un concept cu care aveau să revoluționeze lumea care a mai rămas. MDMA nu știu câte zile. Tare, frate! Ai chiar tare să mă ofer! Băi, chiar tare să moară mama din ei tare, frate! Băi, dar e super, băi, adică e scris bine, n-ai ce să-i zici, nu? Frate, eu mă apuc de proză în jurul. Să mor eu, bătrâni, chiar trebuie. Ia mă să începe o treabă, de asta auzim.